Ana Maria Stancu este în acest moment chiar la baza aeriană 57 și ne ajută cu mai multe informații în direct. Ana, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit. După mai bine de 24 de ore, timp în care convoiul de trailere încărcate cu transportoare blindate Stryker a traversat țara din Vama Nădlac până în Constanța, a ajuns în Mihail Cogălnicianu. Tehnica militară va fi utilizată de militarii americani și de cei români pentru desfășurarea exercițiilor în comun aici pe flancul estic al NATO și are scopul întăririi securității pe flancul estic. În zilele următoare vor ajunge aici și aproximativ 1000 de militari americani care se vor adăuga celor 900 care se află deja în baza din Mihail Cogălnicianu. Această dovadă a faptului că au venit transportoarele blindate Stryker, tehnica militară și prezența militarilor care vor fi dislocați în baza aeriană din Mihail Cogălnicianu reprezintă o dovadă clară a faptului că parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și România funcționează, este unul puternic și mai mult decât atât, în condițiile în care există tensiuni, aici securitatea este una puternică. În zilele următoare vor mai veni și alte convoaie, unul este programat să ajungă chiar în această seară. Vor fi zeci de astfel de trailere pe care le vedeți acum în imagini. Astăzi, la ora 11, este programată și o ceremonie aici, la baza 57 aeriană din Mihail Cogălnicianu, ceremonie la care va participa șeful statului, Klaus Iohannis, dar și secretarul general al NATO. Ieri, șeful statului a fost prezent și la Brigada Multinațională Sud-Est a NATO, la Craiova, împreună cu ministrul apărării naționale și a transmis un mesaj ferm, acela că este foarte important ceea ce au făcut Statele Unite, dar și Franța salută decizia acestor țări de a-și întări prezența militară în România și a menționat că NATO este cea mai solidă garanție de securitate pentru noi. Așadar, în zilele următoare vor avea loc antrenamente care vor dezvolta interoperabilitatea aici pe flancul estic al NATO și vom vedea astfel de imagini și în zilele următoare cu tehnică militară ce va fi adusă aici la baza 57 a